La Centrul Cultural Ion Vina din Giurgiu s-a desfășurat sâmbătă trecută, de la ora 11, manifestarea de deschidere a amplei acțiuni Primăvara Culturală Giurgiuveană. Este vorba de ediția a doua a atelierului de creație plastică, ce poartă sloganul Creativitate, Inspirație, Relaxare. Lucrările expuse pe Simeza aparțin unor creatori plastici cu preocupări din sfere diferite de activitate, de la elevi până la profesori și medici. Modul acesta de a dedica o parte a timpului lor liber creației bucură pe reprezentanții locali ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, care oferă tot sprijinul lor, atât creatorilor amatori de artă, cât și celor profesioniști. Astăzi avem pe Simeze lucrările dumnealor, iar la atelier lucrează fiecare ceea ce știe mai bine. Avem lucrări plastice, pictură pe sticlă, pictură pe pânză, pictură pe lemn, avem miniaturi pe primul panou. Gazda mai multora dintre acțiunile cuprinse anul acesta în Primăvara Culturală Giurgiuveană, directorul adjunct al Centrului Cultural Ion Vina era sâmbătă trecută bucuros că la Giurgiu se desfășoară pe parcursul a circa două luni o largă paletă de manifestări culturale în care, dincolo de artele plastice, figurează și muzica, literatura sau teatrul. Dumneavoastră trebuie să știți că timp de aproape două luni vor fi peste 35 de activități, nu numai de creație, teatru, dans, muzică și astăzi, după cum vedeți, pictură. Sunt ferm convins că și anul acesta Primăvara Culturală Giurgiuveană va aduce la acțiunile pe care le desfășurăm iubitorii de frumos, iubitorii de teatru, iubitorii de muzică, iubitorii de pictură și îi așteptăm cu drag la toate acțiunile noastre pe care dumneavoastră le-ați popularizat.